Partener al emisiunii Starnet, viitorul începe cu tine. Stimați concetățeni, astăzi domnul Igor Dodon i-a convocat pe premierul Pavel Filip și speakerul Andrian Candu pentru consultări. Întrunirea în acest format a primilor trei demnitari în stat se aseamănă cu un mini-consiliu de securitate. De aceea este de interes public sporit întrunirea în trilaterală. Mai cu seamă că domnul Dodon ne obișnuiește cu preferințele sale de a constitui tot felul de trilaterale. Are deja trei sau patru la număr. Trilaterala ne-a confirmat ceea ce știm: că socialiștii domnului Dodon și guvernarea, reprezentată de domnii Filip și Candu, au agende prioritare diferite. De aceea, întrunirea în cadrul trilateralei poate însemna că domnul Dodon caută temei de conlucrare cu guvernarea. Doar toate inițiativele sale au deocamdată doar efect mediatic, nu și practic. Într-adevăr, după vizita sa la Moscova, am aflat de la premierul rus Dmitri Medvedev, Relațiile bilaterale au rămas la fel de proaste precum au fost până la vizita sa. Trilaterala moscova chișinău tiraspol nu a prins încă contururi, în pofida invocării federalizării și a memorandumului COSAC. Vizita la Bruxelles urma să se soldeze cu constituirea a încă două trilaterale. Pentru soluționarea unor probleme foarte concrete. O trilaterală, conform programului electoral al domnului Dodon, urma să se constituie în timpul vizitei la Bruxelles, în componența Statele Unite, Uniunea Europeană și Federația Rusă, la solicitarea domnului Dodon. Această trilaterală urma să asigure garanții internaționale pentru neutralitatea Republicii Moldova. Să sperăm că până la 1 aprilie. Trilaterala va fi constituită așa cum prevede programul electoral al domnului Dodon. O altă trilaterală urma să fie constituită din Uniunea Europeană, Federația Rusă și Republica Moldova pentru soluționarea problemelor comerciale ale țării noastre în raport cu Federația Rusă. Adică pentru eliminarea embargoului împotriva produselor noastre pe piața rusă. Am văzut reacțiile europenilor în acest sens. Bilaterala nu poate fi transformată în trilaterală. De aceea, se pare, domnul Dodon a decis să obțină măcar un minim succes în format trilateral, convocându-i pe domnii Filip și Cando. În mod surprinzător, cei doi au acceptat invitația și asta confirmă succesul. În primul rând, există temei pentru o astfel de cooperare de succes în trilaterală Dodon-Filip-Cando. Doar Partidul Socialiștilor nu a avut nimic de reproșat guvernanților pentru elaborarea și votarea în prima lectură a legii privind liberalizarea capitalului și amnistiei fiscale. Din potrivă, domnul Dodon s-a lăudat că chiar domnia sa a fost inițiatorul unei acțiuni similare acum exact 10 ani. Apoi, numirea în funcțiile de conducere la Moldova Gaz și la Agenția de Reglementare în Energetică, instituții strategice în domeniul asigurării și reglementării sectorului respectiv, a membrilor marcanți ai Partidului Democrat, nu a întâmpinat niciun fel de rezerve și nu i-a deranjat în niciun fel pe socialiștii domnului Dodon. Iată și dovada că există temeiuri pentru o cooperare armonioasă dintre președinție, opoziția socialistă și guvernare. Mai cu seamă acolo, unde interesele coincid și converg. Doar și Partidul Democrat a oferit servicii prețioase socialiștilor. De exemplu, în timpul campaniei electorale prezidențiale din anul trecut sau la constituirea media holdingului socialist. Mai mult, domnul Filip și democrații l-au ajutat pe domnul Dodon să obțină o victorie categorică în confruntarea cu unioniștii Mihai Ghimpu și Valeriu Munteanu. A fost suficient ca premierul Pavel Filip să nu insiste pe candidatura unionistului Valeriu Munteanu la funcția de ministru al apărării și hotărârea Curții Constituționale privind obligativitatea îndeplinirii insistenților premierului a rămas în suspans, fără efecte. Apropo, activitatea ministrului mediului, care nu a devenit ministru al apărării, ar fi putut deveni motiv pentru convocarea trilateralei Dodon-Filip-Cando, în microformatul Consiliului de Securitate. Doar secarea Nistrului, ca urmare a construirii celor șase hidrocentrale de către Ucraina, poate provoca o criză cu efecte devastatoare, mult peste cele provocate de miliardul furat. Evident, liberalului Valeriu Munteanu i-ar fi convenit să scape de răspunderea pentru securitatea ecologică pusă la grea încercare. Asta pentru a-și trece responsabilitatea pe securitatea militară dar nu se poate. Așa li soarta liberalilor să poarte răspundere pentru catastrofele naturale și politice de pe râuri și din păduri, cum a fost, de exemplu, în cazurile pădurii domnești sau a defrișării ilegale a zeci de mii de hectare de păduri. În astfel de circunstanțe, evident că domnului Dodon nu iarde de alegere anticipate pe care echipurile insistă. Doar pe fundalul secării Nistrului, alegătorii îi pot întreba pe socialiști ce va fi cu frumoasa natura nistrului, cu regnul animal și vegetal al acestuia, ce vom bea, cu ce ne vom spăla, dacă vin cumva la guvernare socialiștii. Și ce ar putea răspunde domnul Dodon și socialiștii la această întrebare? pur și simplu nu vor avea un răspuns. Sau vor spune eventual că dacă câștigă alegerile, vor recuceri pământurile istorice moldovenești de la ucraineni și vor soluționa problema Nistrului de pe poziții de forță. E și asta o soluție care merită a fi discutată în cadrul trilateralii Dodon Filip Cando. Sau, ținând cont de atașamentul domnului Dodon pentru tot felul de trilaterale, de ce n-ar mai constituie încă una? Ișinău Tiraspol-Kiev pentru a încerca soluționarea problemei Nistrului. Această inițiativă ar veni exact în albea strategiei domnului Dodon de a soluționa problemele concrete ale cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Așa, de problema securității ecologice și toate consecințele acestea s-ar ocupa administrațiile de la Chișinău și Tiraspol. Doar dacă peste un an, doi, vom rămâne fără nistru, adică fără apă, atunci nu se știe dacă socialiștii și democrații vor mai avea vreo șansă la parlamentarile ordinare. Deci, trebuie ceva întreprins și făcut la modul real, în afară de a pune toată vina pe ministrul mediului și pe liberali. Sigur, nu există probleme fără soluții. Doar dacă dispare Nistru, atunci ca și cum de la sine se rezolvă problema transnistriană. Reunirea țării datorită secării Nistrului e o soluție cu adevărat originală, care poate contribui la rezolvarea automată a unui șir de probleme presante pentru țara noastră. Este adevărat că în acest caz nu se știe ce va urma exact, Moldovenizarea Transnistriei sau transnistrizarea Moldovei. Dar în schimb știm cu certitudine că trupele rusești se vor pomeni pe teritoriul țării reîntregite. Deci va dispărea necesitatea trilateralei pentru asigurarea neutralității țării noastre. Odată cu secarea Nistrului, molia orientală va pierde reperile pentru delimitarea plantațiilor agricole moldovenești și transnistrene. Deci, vor dispărea și argumentele pentru menținerea embargoului pentru produsele noastre pe piața rusă. Asta, în mod automat, va face inutilă și trilaterala respectivă. Iată așa, stimați concetățeni, vă puteți convinge că trilaterala Dodon Filip Cando și secarea nistrului trecută sub tăcere anulează necesitatea tuturor celorlalte trilaterale inițiate de domnul Dodon. Dar de fapt, avem exemplul clasic al manifestării existenței cartelului politic după formula Noi aparent suntem diferiți, dar interesele comune ne unesc în numele beneficiului mutual. Noi ne revedem mâine, al vostru domn președinte.